Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, capitolul 1. Ioan trimite urări de bine la 7 biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul Omului între 7 sfeșnice, având în mâna dreaptă 7 stele. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi cele ce trebuie să se petreacă în curând, iar el, prin trimiterea îngerului său, a destăinuit-o robului său Ioan, care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos câte a văzut. Fericit este cel ce citește și cei ce ascultă cuvintele prorociei și păstrează cele scrise în aceasta, căci vremea este aproape. Ioan, celor 7 biserici care sunt în Asia, har vouă și pace de la Cel ce este, și Cel ce era, și Cel ce vine, și de la cele 7 duhuri care sunt înaintea scaunului Lui, și de la Iisus Hristos, martorul cel credincios, cel întâi născut din morți și Domnul împăraților pământului, Lui care ne iubește și ne-a dezlegat pe noi din păcatele noastre prin sângele Său și ne-a făcut pe noi împărăție, preoți ai lui Dumnezeu și Tatăl Său. Lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată, El vine cu norii și orice ochi îl va vedea și îl vor vedea și cei ce l-au împuns și se vor jeli din pricina Lui toate semințiile pământului. Așa. Amin. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Atotțiitorul. Eu, Ioan, fratele vostru și împreună cu voi părtaș la suferința și la împărăția și la răbdarea în Iisus, fostam în insula ce se cheamă Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus. Am fost în duh în zi de duminică și am auzit în urma mea glas mare de trâmbiță care zicea: ceea ce vezi, scrie în carte și trimite celor 7 biserici, la Efes și la Smirna și la Pergam și la Tiatira și la Sardes și la Filadelfia și la Laodicea. Și m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine. Și întorcându-mă, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul sfeșnicelor, pe cineva asemenea cu Fiul Omului, îmbrăcat în veșmânt lung până la picioare și încins pe sub sân cu un brâu de aur. Capul lui și părul lui erau albe ca lână albă și ca zăpada, și ochii lui ca para focului. Picioarele lui erau asemenea ramei arse în cuptor, iar glasul lui era ca un vuiet de ape multe. În mâna lui cea dreaptă avea 7 stele și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri, iar fața lui era ca soarele când strălucește în puterea lui. Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort. Și el a pus mâna dreaptă peste mine zicând: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și cel ce sunt viu. Am fost mort și iată sunt viu în vecii vecilor și am cheile morții și ale iadului. Scrie deci cele ce ai văzut și cele ce sunt și cele ce au să fie după acestea. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur este: cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici, iar sfeșnicele cele 7 sunt 7 biserici.